Marți, cerul va fi variabil în toată țara. La Bricen și Zoroca se așteaptă temperaturi de până la 10 grade, iar la Bălți și Orhei va fi cu unul mai mult. La Tiraspol, maximele vor urca până la 13 grade, iar la Leova se anunță 14 grade Celsius. La Comrat și Cahul vor fi 15 grade. În capitală se așteaptă până la 13 grade. În următoarele zile, meteorologii anunță temperaturi negative pe timp de noapte, între minus 3 și minus 1 grad. În timpul zilei vor fi maximum 18 grade Celsius. Marți, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe alocuri va ploua. La Madrid și la Roma vor fi 21 de grade. La Paris se vor înregistra 17 grade, la Londra cu unul mai puțin, iar la Berlin 14 grade și va ploua. La Praga și Budapesta vor fi 13 grade, la Viena 11, iar la Varșovia cu unul mai mult. La Belgrad, București și Ankara vor fi 14 grade. La Atena sunt prognozate 18 grade, la Kiev 9 grade, iar la Moscova doar 7 grade.